Un grav accident de circulație a avut loc duminică în localitatea Copleani, județul Cluj. Un bărbat a rămas încarcerat după ce duba pe care o conducea a fost izbită lateral de autocarul echipei FCM Baia Mare. La fața locului s-a deplasat de urgență o ambulanță de la Dej, dar și o autospecială de descarcerare a pompierilor. Între timp, de la Gherla a fost trimisă o altă ambulanță cu medici. În autocar se aflau 30 de persoane, echipa FCM Baia Mare, întorcându-se de la meci de la Mediaș, dar din fericire nimeni nu a pățit nimic. Au fost pe stânga, de pe stânga au mers pe dreapta și iar au luat-o stânga și nu tăia cală. Dar am strânat, că se vede, dar cum să nu, păi, dar am întâlnit vreo. Ce ar fi vrut să facă? Nu v-ați dat seama. Deci era pe stânga, o ieșit în dreapta, am încercat să lucrez prin stânga și el iar o luat-o în stânga. Din autocar a pățit cineva ceva? Nu a pățit nimeni. Pompierii l-au descarcerat pe bărbat, iar după ce l-au scos dintre fiarele contorsionate ale mașinii, l-au predat medicilor care l-au transportat la spitalul municipal Dej. Accident produs între un autocar și o dubiță. Accidentului a existat o persoană accidentată, existând un număr de 33 de persoane în autocar și în dubiță. S-a intervenit pentru descarcerarea persoanei rămase blocate în autoturism, fiind predată echipajul ostaj. Polițiștii de la rutieră i-au testat pe ambii conducători cu aparatul etilotest, dar s-a stabilit că niciunul nu a consumat alcool. Oamenii legii continuă cercetările în acest caz.